Vă spunem bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul acestei emisiuni ne propunem o călătorie într-o carte deosebită scrisă de Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, o călătorie care este undeva la început, în capitolul 1, și în cadrul acestei emisiuni ne vom opri la un singur verset din capitolul 1, versetul 7, pe care îl vom discuta, îl vom analiza și vom căuta aplicațiile practice cuprinse în adevărurile acestui verset împreună cu invitatul nostru, pastorul Cosma Romulus, pe care îl salut și îi spun bun venit la emisiune. Te salut, Radu, și îți mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să citim mai întâi acest verset cu numele 7, cu numărul 7 din primul capitol, care spune așa: în El, adică în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Amin. Capitolul 1 din Efeseni este foarte bogat în învățătură biblică și există o anumită structură gândită sau acceptată ca fiind clasică, și anume că aici sunt exprimate binecuvântările pe care le are cel credincios. Binecuvântări care vin de la Tatăl, de la Fiul și de la Duhul Sfânt. Poate că e bine așa în câteva cuvinte să le prezentăm și să încadrăm chiar versetul 7 în această schemă a binecuvântărilor pe care le amintește Apostolul Pavel. Epistola lui Pavel către Efeseni este una dintre cele mai frumoase cărți ale Noului Testament, din punctul meu de vedere, pentru că prezintă nu doar binecuvântările pe care Dumnezeu le poate revărsa peste cei care sunt ai Lui și care îl acceptă pe Iisus ca Domn și Mântuitor, ci prezintă o perspectivă mult mai măreață și mai glorioasă decât binecuvântările aferente vieții pe pământul acesta. Când vorbim despre răscumpărarea prin sângele Domnului Iisus Hristos, în mod automat, cred că fiecare dintre noi ne gândim la ceea ce ne așteaptă dincolo de lumea aceasta. Pentru că răscumpărarea aceasta nu are de-a face doar cu viața pe pământul acesta, nu are de-a face doar cu binecuvântările pe care Dumnezeu ni le promite în lumea aceasta, ci are de-a face cu ceea ce urmează dincolo în veșnicie, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care sunt ai Lui. E adevărat că în epistola lui Pavel sunt foarte multe binecuvântări, se vorbește despre înfierea prin Iisus Hristos, se vorbește despre răscumpărare, se vorbește despre bogățiile Harului Său pe care le-a revărsat din belșug peste toți oamenii, însă cred că cartea aceasta, Sfânta Scriptură, din Geneza și până în Apocalipsa, la ultimul ei verset, are de-a face cu această lucrare frumoasă a răscumpărării prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când ne gândim la cuvântul în sine, răscumpărare, omul din vremea noastră se gândește la situația în care cineva este luat prizonier. Auzim despre acele situații când anumiți pirați ai apelor pun mâna pe anumite vase comerciale sau de altă natură și se cere o anumită răscumpărare sau chiar un aspect al terorismului modern în care cineva este răpit și atunci să așteaptă o răscumpărare. Când vorbim din punct de vedere biblic sau teologic, iată răscumpărarea. Noi folosim foarte des în limbajul evanghelic cuvântul acesta: am fost răscumpărați, mulțumim lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos ne-a răscumpărat pe fiecare dintre noi, dar mă gândesc că cel care aude, poate pentru prima dată, sau cel care vede emisiunea și aude subiectul acesta despre răscumpărare sau a fi eliberat din robie prin răscumpărare, din punct de vedere biblic, ce înseamnă conceptul acesta? Ce implică conceptul răscumpărării?
Din punct de vedere al Sfintelor Scripturi, conceptul de răscumpărare are de-a face în primul rând cu Dumnezeu și are de-a face cu oamenii. A răscumpăra, de fapt, înseamnă a cumpăra plătind un preț și apoi a elibera, a da drumul. Toată răscumpărarea din unghiul acesta de vedere al Sfintei Scripturi are de-a face cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. El, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care a venit în lumea noastră, ne-a răscumpărat, adică ne-a cumpărat pe noi, pe toți, a plătit un preț pentru fiecare dintre noi, ca noi să putem fi liberi, să putem fi eliberați, să avem libertatea aceasta pe care ne-o dă jertfa Domnului Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre jertfa Domnului de la cruce, și de prețul, noi așa vorbim, asta e formularea, faptul că la cruce Domnul a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră. Întrebarea mea este, prețul răscumpărării, cui a fost plătit? Că unii zic că păi, a trebuit să plătească diavolului. Sau este adevărat, prețul răscumpărării a fost plătit celui rău? Sau Dumnezeu trebuia să primească prețul răscumpărării, dreptatea lui? În Evanghelia după Marcu stă scris un verset foarte frumos care spune că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, adică pentru toți cei care vor crede. În urma căderii în păcat a primului om, a primei perechi de oameni care au locuit pe pământul acesta, automat toată omenirea a căzut sub păcatul acesta, e păcatul adamic pe care îl moștenim cu toții. Prețul pe care l-a plătit Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, nu este un preț plătit diavolului, ci este un preț plătit înaintea lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, pentru că Dumnezeu este drept în toate aspectele Lui. Dumnezeu este da și amin și în El nu există schimbare. Însă, vedeți, lucrarea Domnului Iisus Hristos de la Golgota, moartea Lui, învierea Lui, faptul că și-a dat viața pentru noi, nu se transferă în mod automat ca un clișeu asupra tuturor oamenilor, cu toate că Dumnezeu n-a întrebat pe nimeni atunci când a trimis pe Fiul Lui în lume ca să plătească pentru noi, n-a cerut nimănui socoteală pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă Dumnezeu, dragii mei, transferă întotdeauna o asumare a unei responsabilități asupra fiecărui om. Dacă eu accept răscumpărarea, atunci jertfa Domnului Iisus Hristos are valoare pentru mine. Dacă eu nu o accept, atunci jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mine nu are valoare. De aceea Dumnezeu este drept în toate hotărârile Lui și cred că prețul acesta al răscumpărării a fost adus înaintea lui Dumnezeu pentru ca noi să putem fi liberi înaintea Domnului. Vedeți, Sfânta Scriptură, în special Cartea Vechiului Testament, vorbește atât de mult despre, și frumos, de bună dreptate, despre legea lui Dumnezeu. Știm cu toții că plata păcatului este moartea. Noi toți am fost supuși acestui păcat, ne-am născut în păcat. Spune Sfânta Scriptură că nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar, în lumea aceasta și pe pământul acesta. Și de aceea a trebuit să vină cineva care să ne răscumpere de sub păcatul acesta, să ne elibereze, plătind un preț. Dar cui să plătești prețul? Celui care are toată puterea, celui care deține viața, celui care poate ierta, care poate salva, care poate elibera, și anume lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre răscumpărare, avem în vedere, pe de o parte, dreptatea lui Dumnezeu, care cerea plătirea unui preț, dar, pe de altă parte, este și mila lui Dumnezeu, în sensul că a plătit El prețul pentru mântuirea noastră. Ca să dau un exemplu așa contemporan din vremea noastră, este ca și cum, de exemplu, mergi cu mașina și te prinde radarul. Te oprește polițistul și îți spune, domnule, ai depășit cu 10 km viteza legală.
ca să fiu drept, trebuie să-ți dau amendă. Noi am spune, n-ați putea să fiți și bun. Ori este drept, ori este bun. Dacă este drept, îți tai amenda și face potrivit cu legea așa cum e trecut în articol. Dar ca să fie și bun, ar trebui să plătească el și amenda. E o variantă și asta în România, ca să fie și bun, te mai poți înțelege cu el. Asta la amenzi, că la răscumpărare nu merge așa. Din fericire la Dumnezeu, asta vreau să spun, nu la fel stau lucrurile. Versetul arhicunoscut, pe care noi toți îl știm, că Dumnezeu a iubit lumea aceasta atât de mult încât l-a trimis pe singurul lui Fiu ca să moară pentru păcatele noastre și oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. El, Dumnezeu, este drept, dar El, în bunătatea Lui, în mila Lui, în dragostea Lui, a ales să plătească tocmai El prețul acesta, prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. E un lucru mare să fii și drept, să ai toată puterea, să poți să condamni un lucru și în același timp să ai tăria și să spui, ok, nu vei fi tu condamnat, o să plătesc tot eu pentru pedeapsa ta. Vorbind despre răscumpărare, am subliniat faptul că omul are nevoie să fie eliberat. Asta înseamnă că omul este într-o anumită robie. Am atins faptul că omul nu se poate elibera singur, că cineva a trebuit să plătească și cel care a plătit pentru eliberare a fost Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos și că prețul răscumpărării este nimic mai mult, nimic mai puțin decât însuși sângele Fiului Său. Acum, problema libertății este o problemă foarte importantă și a fost importantă întotdeauna pentru om. Chiar în vremea noastră, nu toți oamenii se bucură de libertate. Libertatea niciodată n-a fost un lucru ieftin. Dar în special când este vorba de libertatea spirituală. Apare în legătură cu răscumpărarea ideea de robie. Noi am putea spune, în România suntem liberi. Avem o libertate a exprimării, o libertate a închinării, avem o libertate, să spunem, politică. De ce este nevoie ca omul să fie eliberat? Sau când vorbim despre robie, există robia fizică, când omul este legat și este privat de libertate, așezat undeva și ținut legat într-o clădire, dar omul nu e numai trup. Omul are suflet, omul are parte spirituală. Și cuvântul lui Dumnezeu amintește aspectul acesta al robiei din care omul are nevoie să fie eliberat. Când vorbim despre robie, ar trebui să ne gândim într-o oarecare măsură la faptul că a fi rob înseamnă a avea pe cineva deasupra ta, a-ți fi restrânse drepturile și posibilitățile pe care le ai la îndemână. A fi rob înseamnă, practic, ca și cum ai fi încarcerat sau închis. Și atunci, ca să poți să ajungi să fii liber, este nevoie de o decizie. Cineva trebuie să dea o decizie, o hotărâre, să rostească o sentință care să aducă eliberare. Dar nu oricine poate rosti sentința aceasta și hotărârea aceasta. E nevoie de cineva cu autoritate, care are puterea să o facă. Atunci când o persoană este încarcerată, este închisă în lumea aceasta în care noi trăim pentru diverse fapte penale, e nevoie ca un for superior, un judecător, o instanță de judecată să emită o sentință, o decizie pentru a putea fi eliberat sau abia după ce și-a ispășit pedeapsa. La fel este și din punct de vedere spiritual. La nivelul simțurilor noastre avem impresia că suntem liberi,
Însă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, există o robie care apasă peste întreaga omenire. Și atunci cineva trebuie să plătească preț, trebuie să rostească o sentință în dreptul fiecăruia dintre noi, să ia o decizie, dar numai cineva care are autoritatea aceasta. Există o robie spirituală pe care, din nefericire, cei mai mulți oameni nu o văd, nu o recunosc, nu o simt, crezând că toată libertatea lor pe pământul acesta este suficientă și este îndeajuns pentru a-i face fericiți pentru totdeauna. Există o robie a păcatului. Bunăoară, păcatul acesta care ne înfășoară de multe ori, cum spune cuvântul Domnului, atât de lesne și care apasă asupra fiecăruia dintre noi. Ne aducem aminte de eliberarea poporului Israel din robia Egiptului. Acolo Egiptul simbolizează o lume care trăia în idolatrie, în păcat, o lume murdară. Și acolo, la eliberarea poporului Israel din Egipt, prin jertfa unui miel, prin sângele unui miel, cu care s-au stropit ușorii casei, s-a făcut diferența între vinovat și nevinovat, între viață și moarte, între liber și condamnat. La fel, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos de la Golgota, prin sângele care a curs, sângele mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, se face distinția între un om liber și un om care trăiește mai departe în robie, între viață și moarte. M-am uitat în Noul Testament și am văzut că ideea aceasta a eliberării apare în mai multe pasaje ca să putem înțelege de ce e nevoie de răscumpărare sau din ce robie Dumnezeu poate să răscumpere o persoană. Și am să te invit să ne oprim la patru referințe biblice pe care să le comentăm în timpul care este rezervat emisiunii. Primul dintre ele este în epistola scrisă de Pavel lui Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 14, și unde spune așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și acum apare versetul 14, unde regăsim cuvântul răscumpărare. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ceea ce Pavel îi scrie lui Tit este un adevăr de necontestat. Dumnezeu a ales ca prin jertfa lui Fiului Său, prin Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, să-și curețe un popor care să fie al Lui. L-a răscumpărat, a plătit un preț pentru el și a dat acestui popor libertatea. Însă noi trăim într-o lume care zace în continuare în păcat, într-o lume care trăiește de asemenea în idolatrie. De multe ori păcatul apare în viața noastră atât de ușor. Cineva spunea că diavolul, atunci când va veni să ne ademenească într-un fel sau în altul, niciodată nu va suna din trâmbiță înainte ca să ne atenționeze că el vine, ci întotdeauna va fi foarte șiret, foarte viclean, foarte atent la modul în care se va infiltra în viața noastră. De aceea foarte mulți oameni nu-și dau seama că trăiesc în păcat, nu-și dau seama că trăiesc într-o stare de robie permanentă. Dacă ne uităm la lumea din jurul nostru, vedem că marea majoritate a lucrurilor care se întâmplă sub ochii noștri îndeamnă lumea la păcat. Ne uităm în presă, presa scrisă, ce a vorbit în audiovizual, și vedem că sunt atâtea lucruri care ademenesc oamenii și atrag înspre păcat. Se promite, desigur, în numele
popularității se poate promite bucurie și împlinire. În numele modei se poate promite faimă. În numele succesului se pot promite bani mulți. Însă toate acestea, din nefericire, la un moment dat în viața omului duc înspre faliment, înspre eșec și înspre cădere. Înseamnă că și păcatul promite, dar nu oferă ce promite. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la un verset din Evrei, capitolul 3, versetul 13, unde spune: ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Se pare că există în felul de a lucra a păcatului în viața unui om, există o amăgire, o înșelătorie. Mă gândesc la ceea ce promite păcatul și la ceea ce omul primește. Suntem așa în perioada aceasta în care mulți oameni au fost înșelați. Li s-a promis ceva și au primit altceva. Chiar unii dintre cei care, de exemplu, cumpără pe internet și au dat un click acolo la un produs, l-au pus în coșul acela virtual, au plătit cu cardul și în final, când s-au trezit la ușă cu pachetul, era gol sau era de proastă calitate și nu ceea ce era afișat acolo în imagine. Cineva spunea foarte plastic că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Diavolul va ști întotdeauna să se folosească de toate tertipurile pentru a amăgi oamenii și aduce păcatul în viața lor. Însă, întotdeauna, atunci când avem de-a face cu o ofertă, cu o situație, cu un lucru aparte, trebuie să fim foarte atenți să nu ne uităm niciodată la ambalaj. De multe ori, ambalajul este foarte frumos, este colorat, este atrăgător, este sclipitor, ne atrage privirile, ne ademenește, însă când te uiți dincolo de ambalaj și desfaci cutia aceea, ajungi să spui surprize, surprize. Pentru că ce este în interior este diferit de ceea ce este pe ambalaj. Uitați-vă bunăoară la reclamele care se fac în jurul nostru pentru diverse produse. Toate sunt lăudate, toate sunt extraordinare. Cel mai nou, cel mai bun. Mai bun, nu există altul mai bun. Ni se spune chiar că avem nevoie de ele, cu toate că marea majoritate a lucrurilor pe care omul le cumpără într-o viață, spun cei care se ocupă de statistică, sunt de fapt lucruri inutile pe care le achiziționăm, dar de fapt nu avem nevoie de ele. Ori întotdeauna cel rău, păcatul, va căuta să se ascundă sub masca unui ambalaj foarte frumos. Dar noi trebuie să ne uităm la conținut. Nu trebuie să ne uităm neapărat la formă, la cât este de frumos, cât este de atrăgător, ci la conținut. Sunt multe produse în lumea aceasta care ne promit sănătate, de exemplu, ne promit fericire și după ce le-am achiziționat, constatăm cu oarecare supărare că, de fapt, nu ne-au ajutat la nimic, ci ne-au creat o mai mare amăgire și o deziluzie. Așa este și cu păcatul. Fericirea unui păcat care poate dura o clipă, poate însemna în cele din urmă condamnarea pentru veșnicie. De aceea să nu ne uităm niciodată la ceea ce izbește privirea și ochiul, la ceea ce vedem în fața ochilor noștri, la ceea ce auzim, ci să ne uităm în profunzimea lucrurilor, să vedem cu adevărat dacă acel lucru este bun sau nu. Păcatul promite libertate și aduce robie. Promite bucurie, dar îți aduce multă durere. Păcatul promite succes, dar în final, omul care cedează, rezultatul este faliment. Unul dintre oamenii care au înțeles realitatea dincolo de aparență este Moise, care a avut la îndemână și a avut ocazia să guste toată bogăția Egiptului, faima, renumele, însă el a înțeles un lucru, că astăzi pot să fiu un mare erou și mâine pot să fiu un mare zerou. Îmi place foarte mult ce spune Biblia despre el în Evrei 11,
de la versetul 26 sau poate chiar de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul oferă o anumită plăcere, că dacă n-ar exista niciun pic de plăcere, n-ar fi atrăgător. Numai că durata plăcerii nu este lungă. Ține scurt. Este scurtă. Și ce vreau să subliniez? Următorul verset. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Știa unde să se uite. Noi, din păcate, ne uităm la modelele lumii, la ce oferă lumea, în loc să ne uităm la adevărata realitate care întotdeauna e legată de Hristos. Suntem invadați în lumea aceasta de modele, între ghilimele, pozitive, dar care, de fapt, nu prevestesc nimic bun și n-aduc nimic frumos în viața omului. Pe paginile Sfintelor Scripturi găsim oamenii lui Dumnezeu care au știut să facă diferența dintre bine și rău și au știut să vadă lucrurile în profunzime. Citeam despre Moise adineori, ne aducem aminte de Iosif, care n-a vrut să se întineze pentru câteva momente de fericire și de bucurie. Ne gândim una oară la Daniel, omul lui Dumnezeu, care n-a acceptat păcatul în viața lui, n-a acceptat să se închine înaintea împăratului. Au fost oameni ai lui Dumnezeu care au înțeles că ceea ce contează la urma urmei este răsplata pe care o primesc din mâna lui Dumnezeu. Că nu e atât de important să te simți bine pentru un an, 2, 20 sau 30, ci e important ce se întâmplă dincolo de lumea aceasta. Sunt oameni de succes în ziua de astăzi. Însă pe mulți i-a ademenit păcatul. Înșală că dacă înșeli o să fii mai bogat și o să fii un om de succes. Minte că dacă minți o să fii poate mai bine văzut și o să ai succes, o să fii cineva. Trăiești în destrăbălare și în păcat că atunci vei avea un nume în showbiz. Vei fi invitat la TV, vei fi cineva, vei fi o vedetă. Însă, dincolo de toate acestea, aș vrea să înțelegem că nu există decât durere, întristare, faliment, eșec și în cele din urmă o condamnare apăsătoare. Mă gândesc la una dintre problemele pe care societatea noastră le are în momentul de față. Chiar noi cei din România ne confruntăm cu problema drogurilor din ce în ce mai mult. Am urmărit anumite materiale care s-au dat în mass media, în audiovizual, despre suferința tinerilor care au ajuns să fie dependenți de droguri injectabile, chiar de etnobotanice, cu toate că rezultatul sau consecințele sunt atât de dramatice în viața celor persoane. Când te uitai la ei, pentru că ei s-au lăsat filmați și au fost de acord să dea anumite interviuri, tocmai pentru a fi de învățătură pentru alții, să nu ajungă ca și ei. Te uitai la niște oameni care au ajuns să fie la tinerețe, în floarea vârstei, adevărate epave. Și puteai să-ți dai seama suferința și lupta și frământarea care este în viața acelor persoane. Însă toți spuneau următorul lucru. Am crezut că este cool, ca să folosesc ceva din limbajul tinerilor. Am crezut că fetele mă vor aprecia. Am crezut că o să mă simt extraordinar. Și pentru câteva momente, poate pentru o oră, poate pentru o zi, poate o perioadă, a fost grozav. Însă pe termen mai lung, rezultatul a fost dezastru, nu doar spiritual, relațional, dar în mod special în domeniul fizic al trupului. Drogurile, ca și păcatul în general, îți creează o falsă impresie pentru moment de împlinire, de satisfacție.
Însă după ce ajungi să te trezești din toată euforia aceasta și beția aceasta a drogurilor și a păcatului, îți dai seama că de fapt te-ai adâncit mai mult și mai adânc într-o lume murdară. Urmăream chiar zilele trecute un reportaj din Statele Unite despre un domn, o persoană, la 40 de ani, care a fost internat într-un centru de sănătate, un centru creștin, pentru detoxifierea organismului. Avea 40 de ani. Era piele și os. Nu se putea mișca, nu putea vorbi din cauza drogurilor, însă a venit un moment în viața lui în care a înțeles că trebuie să facă ceva. Cineva l-a îndrumat spre un astfel de centru și ca o dovadă a puterii jertfei Domnului Iisus Hristos, a răscumpărării lui. Omul acesta l-a întâlnit pe Domnul acolo, în centrul acesta, a încheiat un legământ cu el prin apa botezului, dar a înțeles ceea ce e mai important. A înțeles că cel mai important în viața aceasta nu sunt fericirile de o clipă, bucuriile trecătoare și de moment, ci ceea ce Dumnezeu promite că va urma dincolo în veșnicii. Alături de ce am citit din epistola către Tit, aș vrea să mai citesc din epistola sobornicească a lui Petru, cum este numită, capitolul 1, versetul 18 și 19. Apare din nou ideea de răscumpărare. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Pavel îi spunea lui Tit de răscumpărarea din fără de lege, din păcat. Aici este vorba de răscumpărare dintr-un anumit stil de viață. Felul deșert de viețuire. E vorba despre viața pe care fiecare dintre noi am trăit-o poate până la un moment dat. Deși e paradoxal, cei din lumea noastră, cei care nu-L cunosc pe Domnul, consideră că oamenii care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, creștinii din ziua de astăzi, de fapt nu au nicio libertate și sunt limitați în alegerile lor. Ei spun că nu știu creștinii să se bucure de viață, nu știu să-și trăiască viața, nu au nicio satisfacție în lumea aceasta și pe pământul acesta. Însă, din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, din punct de vedere scriptural, lucrurile stau exact invers. În Hristos există o adevărată libertate. În Hristos există o altă viață și o nouă viață. Răscumpărarea care ne-a dus-o Domnul Iisus Hristos n-a fost doar din păcat, ci și dintr-un mod de viață, dintr-un stil de viață, de la o viață veche la o viață nouă. În epistola lui Iacov, în capitolul 4, cu versetul 4, spune cuvântul Domnului: nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, dacă viața pe care tu o iubești și pe care tu o trăiești este dedicată lucrurilor din lumea aceasta, este mai interesantă pentru tine din punct de vedere al materialismului, atunci nu faci altceva decât să devii dușmana lui Dumnezeu, să pui o vrășmășie între tine și Dumnezeu. Pe de altă parte, tot apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, spune atât de frumos că viața noastră a tuturor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când accepți răscumpărarea Domnului Iisus Hristos, când accepți că El a murit pentru păcatele tale, când accepți că nu este alt mântuitor decât El, când accepți să-L urmezi pe El, intri practic într-o nouă viață, e o viață frumoasă, o viață tainică, care e ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Un lucru extraordinar. Asta e viața nouă.
o viață din belșug, nu e o viață limitată, e o viață care trece dincolo de ceruri, dincolo de lumea aceasta, dincolo de cerul acesta pe care noi îl vedem. Așa înțeleg eu viața nouă. Viața veche, o știm cu toții, înseamnă trăire după poftele lumii, să facem tot ce vrem, tot ce dorim, să ne simțim bine, să trăim cum vrem, însă, de fapt, un om care trăiește o astfel de viață nu are nicio libertate. Cred că în aceeași idee scrie și în capitolul 4, același apostol Petru, versetul 3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Toată această enumerare de modalități în care omul se distrează și consideră că asta e adevărata viață, Biblia numește voia neamurilor. Și în momentul în care cineva se întoarce la Dumnezeu, Biblia spune, ajunge că ai făcut așa ceva. Ai făcut voia neamurilor, ai făcut voia celui rău în ultimă instanță și spune următorul verset, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Un lucru pe care l-am remarcat la tinerii care se întorc la Dumnezeu și care din tinerețe se botează și sunt serioși în relația lor cu Dumnezeu, este că de multe ori sunt abordați de cei din familie, poate tată, mamă, poate frate, soră, prieteni, colegi, vecini și oamenii se miră că un băiat la 16 ani, că o fată la 16 ani vrea să se pocăiască. Și cuvântul ăsta în sine parcă creează o repulsie, ca și cum pocăința este cel mai rău lucru din lumea asta de care poate să aibă parte cineva. Și mirarea asta înseamnă, dar cum dacă te pocăiești, dacă te botezi, dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, tu nu mai ai voie să faci asta, tu nu te mai poți duce acolo. Și dintr-o dată apare o falsă compătimire că persoana aceea și-a închis viața, că nu știe să trăiască la maxim. Cu toate că Biblia spune, asta înseamnă voia neamurilor, înseamnă potop de desfrâu. Și nu de puține ori, reacția este o batjocorire din partea lumii. Realitatea este că un om poate fi cu adevărat liber doar în Hristos, doar în Dumnezeu. E o falsă impresie pe care ne-o creează păcatul, diavolul, lumea aceasta care ne înconjoară, că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, suntem constrânși și trăim parcă încorsetați în anumite norme, dogme și că n-avem voie să ieșim din normele acestea. Însă mi-aduc aminte acum de un exemplu pe care îl dădea un om al lui Dumnezeu și spunea că într-o zi a venit la el un om care era stăpânit de o patimă, așa nume aceea fumatului, și omul acesta al lui Dumnezeu n-a vrut să stea foarte mult de vorbă cu el. Cel care era stăpânit de patimă spunea, ce fel de creștin ești tu dacă nu poți să stai de vorbă cu mine? Îi spunea el, eu am toată libertatea să stau de vorbă cu tine sau să nu stau de vorbă cu tine. Nu-mi place de tine pentru că ai patima aceasta fumatului. Și el spunea, păi zice, tu ca și creștin, tu înseamnă că nu știi să te bucuri de viață, tu nu știi să trăiești, tu n-ai libertate. Și evanghelistul a spus, hai să facem un test. Uite, zice, dă-mi și mie o țigară. Și a dat o țigară omul respectiv. Zice, uite, poți să-mi dai și un foc? Da, sigur, poți să-ți aprind un foc. Și în momentul în care i-a aprins bricheta să-i dea un foc, a spus evanghelistul, uite, eu am toată libertatea să n-aprind țigara asta, că n-am nevoie de ea. Dar tu? Păi zice el, eu nu pot să n-o aprind. Întrebarea este, care dintre noi e liber? Eu sau tu? Tu nu poți fără viciul acesta, fără patima aceasta, pe când eu am toată libertatea în Hristos. Nu mă împiedică nimic să o fac sau să nu o fac. Cu siguranță, unii dintre cei care ne urmăresc se confruntă cu această problemă a dependenței și chiar dacă verbal
spun altora că ei au autoritate și au putere să renunțe la țigară, să renunțe la droguri, să renunțe la alcool, dar nu vor să demonstreze lucrul acesta, cu toate acestea ei în inima lor sunt conștienți că lanțul e greu, că singuri nu pot, probabil au încercat. Însă vrem să spunem foarte apăsat în această emisiune, este cineva care poate să ne elibereze, este cineva care poate să rupă lanțul acela al robiei și poate să semneze actul acela de eliberare. Și cel care poate să facă lucrul acesta este Domnul Iisus. El poate totul. Sunt atâtea și atâtea exemple de oameni care au fost stăpâniți de diverse patimi, dependenți de țigări, alcool, droguri și care au încercat cu puterile lor, nu odată, ci de multe ori, să se lase, să se debaraseze de lucrurile acestea și spuneau ei că n-au reușit, au dat faliment. Însă atunci când s-au plecat pe genunchi, când au apelat la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, când l-au lăsat pe Iisus Hristos în viața lor și au acceptat jertfa lui de răscumpărare, atunci totul s-a întâmplat ca o minune. Dintr-o dată n-au mai simțit nevoia să consume droguri, să consume alcool. Pur și simplu se întâmplă o minune, pentru că sângele Domnului Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură, are putere. Are putere să curățească, are putere să vindece, are putere să ierte. Ne poate da o viață nouă și numai în Iisus Hristos se poate lucrul acesta. Mă gândesc la cât de înșelător este păcatul și, bineînțeles, diavolul care îi împinge pe oameni la păcat. În primă fază îl amăgește pe om să facă anumite lucruri care sunt contrare voii lui Dumnezeu, promițându-i libertate, iar rezultatul este robie. Omul ascultă, gustă din ce este interzis, crede că este bucurie, este fericire și își dă seama că este cea mai mare dezamăgire și cel mai mare faliment. După ce e prins în mreaja aceasta a păcatului, diavolul vine cu o altă strategie, aceea a descurajării. Și vine șoapta vrășmașului, dacă prima dată îi spune nu va ști nimeni, nu e o problemă mare, nu o să audă nimeni, e o singură dată, de ce nu, fac și alții. A doua oară diavolul vine și spune tu n-ai nicio șansă, ai încercat, nu te poate ajuta nimeni, n-are rost să mai trăiești. Și asistăm în vremea aceasta, de multe ori, la situații în care băieți și fete, tineri, oameni în puterea vârstei, consideră că singura șansă pe care o au de a scăpa de toate problemele din lumea aceasta este să își pună capăt zilelor. Poate că ceea ce spunem va folosi cuiva care se uită la această emisiune. Și vrem să spunem foarte apăsat lucrul acesta, că sinuciderea e un păcat și că soluția nu este să pui capăt zilelor, viața este darul lui Dumnezeu, soluția este să vii la cel care poate să te scape de acel lanț și acesta este Dumnezeu. Adevărul este că un păcat întotdeauna atrage după sine un alt păcat. Diavolul nu va avea niciodată intenția să te facă fericit și să te facă să te simți un om împlinit. Scriptura spune despre el că este un criminal, un ucigaș, este rău. Nu ai cum, apelând la el, la păcat, să ai o viață plină de bucurie și de satisfacții. Pentru toți cei care ne privesc, sugerez, așa cum ai spus și tu, Radu, singura soluție e să te întorci înspre Dumnezeu, să te întorci la Domnul Iisus Hristos. Recurgând la soluția aceasta finală, în disperare, ajungând la sinucidere, nu faci altceva decât să-i dai o satisfacție în plus diavolului. Te-a amăgit și te-a adus pas cu pas până la momentul critic, la momentul fatal. Și acolo așteaptă efectiv ca să dea lovitura finală. Nu-i face pe plac. Întoarce-te la Dumnezeu, pleacă-te pe genunchi, primește-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și atunci vei avea o victorie împotriva diavolului. Poate va fi prima victorie împotriva lui, dar vor urma cu siguranță și altele. Suntem la final de emisiune, totuși aș vrea să mai amintesc doar un singur verset din Romani 8:23
Pentru că lucrarea de răscumpărare începe aici. Omul este răscumpărat la nivelul sufletului, a Duhului, partea spirituală este răscumpărată, dar vine vremea când Dumnezeu își va încheia procesul de răscumpărare, în care va include și trupul fiecăruia dintre noi. În momentul de față, trupul nu este răscumpărat. Este pământesc, este supus legilor din lumea aceasta, însă Pavel spune așa, Romani 8:23, și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Deci iată, speranța noastră este că în final și trupul pe care îl avem fiecare dintre noi va beneficia de lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu. Cu siguranță vine o zi a răscumpărării pentru toți cei care se încred în Domnul. Trupul acesta, în momentul de față, este așa cum îl cunoaștem fiecare dintre noi. Este supus slăbiciunilor umane, boală, durere, suferință, necazuri. Tot Apostolul Pavel în Efeseni, dar în capitolul 4, versetul 30, spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cu alte cuvinte, vine o zi în care noi, ca oameni, vom fi răscumpărați, referindu-se la trupul acesta. Trupul acesta încă nu a fost răscumpărat, este adevărat. Însă aș vrea să privim dincolo de viața aceasta limitată în timp, de 50, de 80 de ani, să ne uităm la ce spune cartea Apocalipsa, în capitolul 21, versetul 4. E un lucru care ar trebui să ne dea fiecăruia dintre noi speranță. În versetul 4, pe capitolul 21, Apocalipsa, cuvântul Domnului spune așa, că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, în cerul acela nou și pe pământul acela nou, El va șterge orice lacrimă din ochii celor care vor fi acolo. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că toate lucrurile din tâi au trecut. E o vreme a răscumpărării și pentru trup. Desigur, trupuri de slavă, trupuri deosebite. Acolo nu va mai fi moarte, marele dușman. Nu va mai fi nici durere, nu va mai fi nici boală, nici suferință. E o promisiune extraordinară pe care o face Dumnezeu. Acum, întrebarea mea pentru cei care ne privesc, pentru cei care se uită la noi, este dacă merită să renunțe la o veșnicie unde nu există moarte, unde nu există durere și suferință, pentru o viață oarecum plină de plăceri, o viață limitată, 30-70 de ani. Cred că cel mai important pentru noi toți este să putem sta o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Viața aceasta, indiferent cât ar fi de lungă sau indiferent cât ar fi de scurtă, nu se poate compara cu veșnicia pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei care îl iubesc, pentru cei care acceptă răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care împreună le-am desprins din Cuvântul lui Dumnezeu și le-am prezentat înaintea celor care ne urmăresc. Și cred că cel mai potrivit mod de a încheia această emisiune este de a citi un verset din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, adresându-ne celor care ne urmăresc și care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu și care încă sunt robi, poate păcatului, poate unui stil de viață și care au nevoie de această lucrare de eliberare din partea lui Dumnezeu. Noi dar, spune Apostolul Pavel și zicem și noi astăzi, suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Vă aștept și săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, să fim împreună, din nou, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Epistola către Efeseni, scrisă de Apostolul Pavel, care este o mare bogăție spirituală pentru sufletul fiecăruia dintre noi.